Salutare, dragi crescători! Astăzi o să vă prezint o filmare efectuată cu telefonul de data aceasta, pentru că mi-e mai greu să folosesc camera mare de SLR-ul. Sunt anumiți crescători care caută, să zic așa, să-și confecționeze boxe noi la uriaș, să-și confecționeze hrănitori noi. Astăzi vreau să vă prezint două tipuri de hrănitori de fân sau lucernă pe care eu le folosesc. Vreau și eu să modific anul acesta toate hrănitorile. Acesta este o hrănitoare clasică. Mi este confecționată de un prieten de-al meu care lucrează în feronerie. Este un semicerc închis pe capăt. Fânul se administrează pe această parte. Animale vin să hrănesc. Sfatul meu, faceți apropierile destul de dese, să nu aveți probleme cu puii care pot să vină să își intre aici când avem puișor la femele și o să-și rămână cu picioare blocate și o să avem pui cu picioare rupte, se întâmplă destul de des, iar intrarea pe unde punem fânul să fie destul de apropiată de ușe, iarăși tot mai pe același principiu, să nu ajungă puii să ne intre aici. Deci asta e hrănitoarea clasică de fân. Administrați-o, o ridicați un pic mai sus. O hrănitoare, pot să zic, e un prototip care mi l-a confecționat tot anul acesta prietenul meu din feronerie. Este un tip nou, m-am gândit eu, pentru că aveam cuiburi numeroase de 7-8 pui și nu intrau toți aici la fân și unii nu acceptă să hrănească din astea. Este o hrănitoare amplasată pe mijlocul cuștii cu două picioare prinse în hol șuruburi. La fel, este o hrănitoare tip cerc. Se administrează hrana destul de ușor, după cum vedeți, deschiderea este chiar la limita ușii, închide, puișorii n-au pe unde să intre, astfel animalul se poate hrăni, să zic așa, 360 de grade. Este o hrănitoare foarte bună, ușor de administrat. Inconvenientul la hrănitoarea clasică este că administrăm hrana destul de greu în această poziție, aici efectiv o punem pe centru, animalul se poate hrăni pe toată lungimea ei, la fel este închisă pe capăt și așa putem să administrăm hrană, fân ce avem, fără a face risipă și totul să fie foarte ok. Vă mulțumesc, dragi crescători, a fost un video simplu, dar după părerea mea informativ, pentru cine dorește să-și confecționeze hrănitori pentru fân și lucernă, vă recomand acest tip, părerea mea. O zi bună!